Bună ziua! Având în vedere că sunt întrunite condiții legale, declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Turda de astăzi, 24 iulie 2019. La această ședință participă toți cei 20 de consilieri locali în funcție. Domnule președinte, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule primar, domnule viceprimar, stimați colegi, onorată asistență. Participăm astăzi la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda și pentru această ședință a fost propusă de către executiv ordinea de zi în forma în care v-a fost prezentată. Dacă față de această propunere inițială sunt alte modificări sau completări, poftiți, domnul consilier Anca. Doamne președinte, domnule primar, stimați colegi, ar dori să apropăm mai multe modificări în ceea ce privește ordinea de zi. De exemplu, la punctul 1.1, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Făgădar Corina. La punctul 1.1. Da. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru completarea ordinii de zi cu acest proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Poftiți, domnul consilier. Nu sunt abținere, nu? Nu sunt. O să dau mai departe. La 3.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalului indicator tehnic economic actualizat în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a închirierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrat în zona municipiului Turda. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Dacă mai sunt alte completări? La punctul 3.3, domnule președinte, proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de SC Privat Ecologic Service a către locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare încheiat. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Poftiți, domnule. La 4.4, domnule președinte, proiectul de lege privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Turda, în incinta Liceului Teoretic Liviu Rebreanu Turda. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Poftiți, domnul consilier. La 4.5, domnule președinte, proiectul de lege privind... 4.5 a fost, la 5.1. 4.5, domnule președinte. Da, m-ați notat, domnule. 4.5, da. Lasă asta. Privind aprobarea tarifelor practicate pentru încheierea de spații în cadrul evenimentului Zile Municipiului Turda, ediția noastră. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Poftiți, domnul consilier. 4.6. Domnule președinte, privind asociarea, aprobarea majorării contribuții lunare a societății Salena Turda S.A. la asociația Hanna Grupul Taisa Turda. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Poftiți. 5.1. Privind aprobarea componenții unei delegații care se va deplasa în Ungaria. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dacă mai sunt alte propuneri privind modificarea sau completarea ordinii de zi, dacă nu, cine este pentru ordinea de zi în varianta finală? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Pe cale de poftiți. Deci de acum urmează punctul în care întreb colegii dacă sunt abțineri vis-a-vis de dezbatere sau deliberare. Spuneți-vă.
Bună ziua, aș dori să anunț că mă abțin la punctul 4.6. Secretariatul să consemneze. Da. Mai sunt alte abțin, poftiți, consilier. Mulțumesc. Rog secretariatul să consemneze, mă abțin la deliberări și vot la 4.6. Poftiți. Bună ziua, aș vrea să consemneze secretariatul că mă abțin de la deliberări și vot la 4.6. Da. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, dau citire prezentării procesului verbal de ședință de la ședința precedentă ordinară. La ședința ordinară din data de 27.06.2019 au participat 17 consilieri locali în funcție. În cadrul ședinței s-au dezbătut un număr de 13 proiecte de hotărâre, rezultând hotărârile Consiliului Local de la numărul 108 până la 120 din 27.06.2019. La punctul propuneri, întrebări, interpelări din cadrul ședinței ordinare din 27.06.2019 au luat cuvântul următorii. Domnul consilier Anca Doru Paul Ioan, domnul consilier Felezeu Cristian, domnul consilier Roș Nicolae și domnul consilier Ritter Marius. Dacă sunt intervenții pe marginea sintezei procesului verbal, dacă nu sunt, cine este pentru, împotrivă, abține. Trecem mai departe, punctul 2.1, privind execuția bugetului pe trimestrul 2 al anului 2019. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect, poftiți, domnul președinte al Comisiei de Specialitate. Am analizat acest proiect în cadrul Comisie numărul 1. Din punct de vedere legal, am considerat că este bine întocmit pe articolul 1, 2, 3 din 273, Legea Finanțelor Publice, și vreau să scot în evidență anumite aspecte privitor la această execuție. În primul și în primul rând, vreau să arăt că, din punct de vedere a veniturilor, s-au realizat la nivelul municipiului Turda pe această perioadă 1.6.2019, în special la capitolul taxe pe proprietate 123,19%, deci procent mare. Bineînțeles că procentul va scădea acum, că până în cele 3 luni de zile, în primul trimestru, aceste taxe au fost plătite de marea majoritate a locuitorilor municipiului Turda, datorită și faptului că au beneficiat de bonusul care s-a acordat pentru plata până la sfârșitul lunii martie. Oricum, este un fapt îmbucurător că locuitorii municipiului Turda au înțeles acest deziderat că participă cu sume destul de importante la bugetul local. Bineînțeles că este și un aspect. Noi, consilierii, nu am majorat pentru acest an taxele și impozitele. Puțin sensibil, s-a majorat în ceea ce privește taxele la salubritate. Deci acesta este un revers în ceea ce privește poziția locuitorilor din municipiul Turda. Este foarte complicat să alcătuiești un buget și cam 30% reprezintă din bugetul total al municipiului Turda, bugetul și veniturile totale proprii unității teritoriale administrative. Mai ales că noi am aplicat legea 153 cu bonusurile acordate în cadrul legii și aici toți trebuie să fiți de acord că am dat dovadă de, cu toate că a fost atunci la data respectivă, la multe intervenții care făceau comparație în ceea ce privește majorările la alte unități teritoriale administrative, comparativ, de exemplu, cu primăria municipiului Cluj, unde chiar am discutat cu bunarul Florin, fostul nostru coleg, au început să scârțe problemele, că acolo s-a mers cu un coeficient peste 4%, 5%, 6% și am început să se facă presiuni
asupra primarului pentru selectarea tuturor angajaților din primărie. Și la noi este problema, întrucât este foarte greu să susții din taxe și impozite un aparat mare la nivelul municipiului Turda și să mai faci și investiții. Rămân pentru investiții la secția de funcționare circa 5-6 milioane. Deci eu consider că împreună noi consilierii și executivul au analizat această situație la sfârșitul semestrului și consider că în continuare până la sfârșitul anului problemele vor decurge în cele mai bune condiții. Încă o dată mă repet, să suporți o asemenea hardughie, nu numai da 100 de angajați a primăriei plus restul serviciilor afiliate din taxe și impozite, nu este un lucru ușor. În acest context, stimați mei colegi, eu propun să votăm acest proiect în forma care a fost aprobată de executiv. Nu, domnul Micu, să nu mai zici că îl laud pe primarul, mă, că tot aia mă bate în cap că îl laud pe primarul. Deci, asta propun, stimați mei colegi. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, cine este pentru proiectul așa cum a fost propus? Împotrivă? Abțineri? Proiect 3.1 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederea articolului 71 aliatul 1 din nou G114/2018, pentru obiectivul de investiții, lucrări de reabilitare și modernizare la Colegiul Tehnic Turda, județul Cluj, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și a finanțării de la bugetul local a cheltuielor conform devizului general actualizat și a prevederilor articolului 8 din Ordinul MTRAP numărul 1851/2013 privind normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 3.2 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a încheierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului Modernizarea Coridorului de Mobilitate Urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda. Dacă sunt intervenții la acest proiect? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 3.3 privind aprobarea procedurilor de lucru de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de către Prival Ecologic Service către locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare încheiat. Proiect elaborat din inițiativa domnului primar Cristian Octavian Matei. Dacă sunt discuții pe baza acestui, poftiți, consilier. Mulțumesc, domnul președinte. L-aș ruga pe domnul Călugăr dacă ne poate da două-trei explicații, având în vedere că proiectul a venit foarte în scurt. Mulțumesc. Șeful compartimentului de specialitate să prezinte puțin proiectul, având în vedere timpul scurt de studiu pentru domnul consilier. Așa cum s-a aprobat prin hotărârea de Consiliul Local 360 din 2017, s-a aprobat regulamentul de aplicare acestei taxe speciale de salubrizare, precum și anexa 10 din regulament, care a precizat modul în care se vor face decontările. Pentru a intra în cadrul procedurilor legale, s-a elaborat această procedură strict detaliată de decontare a sumelor care se vor plăti către Prival Ecologic de la cetățenii care sunt obligați să plătească taxa specială de salubrizare neavând contract. Din punct de vedere tehnic strict, lunar până în data de 20 a fiecărei luni, se vor prezenta documente, noi vom verifica cu Direcția Impozite și Taxe, care va transmite Direcției Tehnice situația contractelor care s-au încheiat și în 5 zile, între 20-25, Direcția Tehnică va emite, în conform procedurii, avizul favorabil sau cere completări la documentele înaintate către platele către SC Prival Ecologic Service SA. Cam asta este, în esență, chestiunea procedurii. Mulțumesc. Poftiți, domnul consilier Sămășan. Domnule primar, domnule președinte, stimați colegi, mie mi se pare, vis-a-vis de acest proiect, un fiasco total.
cinstit vis-a-vis de activitatea acestei companii Privat Service și vă spun numai un simplu fapt care efectiv m-a revoltat. La descrierea procedurii la punctul 8.3 există un punct care zice în felul următor: graficul de realizare de ridicare a rezidurilor menajere de la blocuri și case din luna la care se solicită de contul. Ce grafic să facă, domnilor colegi, când ei nu sunt în stare să facă un grafic la ceea ce lucră în ziua de astăzi? Este o reală batjocură la adresa cetățeanului și la adresa noastră cu această colectare selectivă. Ne-am impus, am început să colectăm selectiv, le facem selectiv și vă pot arăta și vă pot filma pe cameră și pe tot absolut, lumea înțelege acest efect, dar în momentul în care vine mașina și ridică gunoiul, nu-i interesează, aruncă la grămadă. Și atunci, care e sensul la ceea ce facem? S-au investit niște bani și o activitate fantastică în a pune acele pubele noi, categorisite pe categorii de reziduri menajere. Reziduri menajere, sticlă, aluminiu și fier, hârtie. Domnilor, cei care manipulează angajații de la Prival, exceptând faptul că în momentul în care ridică, în special de la casele particulare, nu dai eu vodcă, prima întrebare. În rest își bat joc, uitați-vă, vă rog, peste tot pe unde s-au amplasat, în ce stadiu arată deja aceste pubele. Păi păcat de munca noastră și păcat de ceea ce vrem să facem pentru acest oraș. Deci, la ce să ne muncim dacă ei nu pot fi trași la linie? Îmi pare rău că mă aprind, dar chiar mă doare. Văd atâtea eforturi, spălat, curățat sau amplasat sau tot absolut și chiar nu le pasă la cei de la Prival absolut nimic. Totodată, în locurile în care s-au amplasat aceste pubele, ar fi bine să, propunerea mea, să facem niște suprafețe, niște arii betonate pentru manipularea mai ușoară. Unul la mână, așa cum sunt amplasate, obturează căile de acces și traficul rutier în zonă, vă rog să vedeți și să constatați, iar elementele de care erau până acum acele gărdulețe și acoperite pentru vechile pubele care erau, nu le văd rostul. Ar trebui reamplasate, regândite cumva, să fie mai ușor, mai accesibil pentru toată lumea. Și mai am încă o propunere, având în vedere faptul că acest lucru deschide vis-a-vis de acest contract, da? Că noi vrem de fapt să plătească toată lumea, să fie monitorizat. Fiecare își ia sacul de gunoi și îl aruncă. Pentru că există în momentul de față posibilitatea asta. Ar trebui montate camere, ar trebui cei de la Prival, ca să poată răspunde în momentul în care sunt întrebați despre activitatea lor. Vă mulțumesc mult! Domnul primar, vă rog. Bună ziua tuturor! Sigur că la acest subiect sunt foarte multe de spus. Poate că ar trebui să facă obiectul unei ședințe speciale a noastră, a Consiliului Local. Eu mă lupt cu firma asta din 2016 și știți punctul meu de vedere, l-am exprimat și public, numai că prin votul nostru al consilierilor locali am dat girul acestei societăți să execute acest serviciu pentru turda. Vreau să vă spun că sunt depășiți total. Noi știm mult mai multe decât știți dumneavoastră și executivul știe și știm ce eforturi facem. Ca în acest moment, totuși, starea de salubrizare este bunicică, dar vreau să vă spun că Privalul nu mai are niciun container. Toate containerele sunt ale noastre. Și în acest moment, partea de contractare, să spunem așa, de delegare a serviciului, începe să-și capete. Este un prim aspect. Al doilea aspect, ce spunea de rampe, acum sunt în lucru.
e s-au multiplicat foarte mult numărul de containere. Firma asta e aici în Turda de vreo 9 ani. În 9 ani numărul de containere n-a fost suficient, de-aia a fost atâta gunoi și atâta de bandadă și atâta scormonit în gunoaie și atâtea gunoaie pe lângă, în special noaptea, datorită faptului că nu erau suficiente containere. Pe când le-am pus noi și am pus suficiente, nu mai sunt probleme. Adică, dacă mergeți oriunde în micro, o să vedeți că toate containerele, în primul rând că sunt ca și capacitate îndestulătoare pentru cantitatea de gunoi colectată în fiecare punct, în al doilea rând sunt transportate de acolo. Sigur că accidental poate să mai existe la o anumită oră faptul că n-a ajuns mașina sau s-a defectat o mașină, dar în general s-a îmbunătățit foarte mult. Avem locuri unde între noi de 3 containere avem 9. Avem locuri unde în loc de 5 containere avem 16. Sigur că locurile de staționare a acestor containere este deficitar, fiindcă n-a fost pregătit pentru așa ceva oraș. N-a fost bine calibrat, n-a fost bine gândit nimic, n-a fost un proiect înainte de a începe, înainte de a se semna un contractul cu această companie. Părerea mea este că dânșii au probleme și financiare, au probleme și logistice, au probleme și cu personalul și în special la spații verzi au problemă mare. A fost un an foarte ploios, un an cu multă vegetație, chiar din abundență și a trebuit ca noi, administrația publică, să suplimentăm transportatorii pentru masa verde. Aproape că toată masa verde, atât cea toaletată de către privat, cât și cea toaletată de către cetățenii turdii, am cules-o cu alte mașini, cu alte companii, chiar și cu domeniul public al nostru. În ceea ce privește colectarea selectivă, se realizează, a început să se realizeze, trebuie să ținem cont, și comunitatea europeană nu ne obligă de la 1 iulie să facem selectiv 100%. Este un început. Gradual, treptat, procentual, noi trebuie să ajungem la niște procente, așa cum ne cere comunitatea, pentru a nu plăti taxe de poluare. Eu zic că la modul cum a început, din momentul în care avem aceste containere, deja există, sunt și colorate, sunt și pe fracții, poate că ar trebui pe 4 fracții, deocamdată le avem pe 3 fracții, dar privatul nu a reușit să realizeze că această investiție în containere trebuie făcută de 9 ani. Am avut un oraș murdar și încă putem spune că sunt multe de făcut, dar lucrurile merg înspre bine. Nu avem, s-a semnat foarte târziu un contract cu două companii care iau fracțiile de hârtie și plastic. Abia apar acești prestatori de servicii care colectează selectiv. În acest moment avem, dar colectarea nu se face selectiv, fiindcă nu avem condiții. La case nu se realizează încă nici cum. Trebuia să înceapă, trebuia să fie distribuit saci, trebuia să fie distribuite containere mai mici. Eu am convingerea, deci, practic, noi, în primărie, eu personal, am nominalizat un nou departament care pe lângă sarcinile fiecăruia din acest departament, sarcinile normale și zilnice pe care le are, se ocupă să ajute privatul ca orașul să nu sufere din această pricină. Este un efort considerabil, efort care ne costă bani, efort, am avut garda de mediu, eforturi financiare, am fost amendați, a trebuit să eliberăm rampa de pe Teclu, acolo s-a prindeau gunoaiele. Am reușit cu o companie, că aici mai este o problemă, nu e suficient să găsești companie care transporte gunoiul sau care îl încarcă și îl transportă, ci trebuie companie care să aibă unde să-l transporte, unde să-l depoziteze și să aibă contract cu baza respectivă. Privatul nu are. Deci, privatul în acest moment, sau în general, firmele de salubritate sunt căutare de spații. Și datorită deficiențelor pe care le întâmpină firmele și primăriile din România în ceea ce privește creditarea rampelor. Cele vechi s-au închis,
cu foarte mulți bani, cele noi nu se deschid, sau chiar dacă se deschid, se deschid pe maxim un an, perioadă pentru care agențiile de mediu dau autorizare de depozitare. Mai mult de un an nu liberează nimeni o autorizație în acest sens, iar o rampă să o face care costă foarte mult, rampă temporară sau rampă de transfer, ca să cheltuie o sumedenie de bani din bugetul local și să ai autorizare doar un an, la fel nu este în regulă. Sigur, noi suferim datorită acestei tergiversări a Consiliului Județean, care uite că avem 11 ani, avem rampele de gunoi gata, a noastră este la Mihai Viteazu și nu putem să o folosim, nu ni se dă voie datorită acelui contract SMID. Se așteaptă să vină salubrizorul general care va opera asupra localității noastre în momentul în care contractul va fi în derulare și va fi gata rampa unde să depozităm. Dar până în acest moment nu este gata nimic și atunci fiecare duce unde poate să-și facă contract. Nu este în regulă sub nicio formă și de nicio parte, dar asta este situația în care ne aflăm și am făcut eforturi financiare deosebite pentru ca să ducem partea de reziduri care au durat în turda de poate de peste 10 ani și care nu au fost duse niciodată. Și am fost acum amendat de Garda de Mediu, noi, actuala administrație locală, trebuie să ne conformăm, am reușit să eliberăm acele locuri cu foarte, foarte, foarte mult gunoi. De aia am spus că ar fi necesar noi să facem o informare mai aprofundată și să spunem, dacă vreți, în 1 august, înainte de ședința ordinară, fiindcă noi astăzi vorbim despre o procedură de decontare. Dar dacă tot ați deschis subiectul cu privatul, am spus că poate e bine să vă dau niște explicații ca să știm cum stăm în acest moment. Nu stăm bine, dar în ceea ce privește salubrizarea efectivă, nu stăm rău. Deci se fac eforturi, atât și poliția locală și absolut toată lumea supraveghem această salubrizare, inclusiv toaletările, pentru ca să nu se mai producă sincope, fiindcă aici în 3 zile, dacă se întâmplă ceva sau nu mai ai mașini suficiente pentru transport, orașul suferă. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunteți de acord, aș propune o extraordinară, să zicem, după 10 august, cei care sunt, să discutăm acest subiect și eu să vin cu mult mai multe informații. Mulțumesc. Poftiți, domnul consilier Micu. Domnule primar, susțin inițiativa dumneavoastră de a ne convoca după 10 august. Sunt atâtea de multe probleme. Nu vreau să iau cuvântul acum. Aveam de gând la ultimul punct. Într-adevăr, problemele sunt mari cu privalul, pentru locuitorii de la case și mai mari față de cei cu spații de locuit în comun. Și chiar mulțumesc de inițiativă și sperăm să ne întâlnim în data de 10, 11, 12, când a fi, să discutăm problemele privalului. Mulțumesc! Domnul președinte, da, poftiți! E bine, intervenția ambilor colegi, sunt de acord cu ele, mai ales al domnul Sărmășan, dar vreau să spun un singur lucru, și anume, nu e obligatoriu acum să colectăm fracționat. Cel puțin să se respecte graficul ăla care este acum, adică pe fiecare stradă este o zi, o dată, cel puțin graficul ăla să se respecte, că nu vom putea face selecție, facem selectivă, dar nu facem transport selectiv, n-am atâtea mașini, trebuie să ia de la cap. Ce propun eu? Cel puțin graficul care este acum, de exemplu, vorbesc la căs și la blocuri, să respecte privalul graficul. Deci, lunea, Ragalina, Rațiu și așa mai departe. Cel puțin ăsta să se respecte. Da, pot să vă asigur că acel grafic care a existat, în acest moment se respectă, nu mai sunt niște reclamații din partea populației, iar în ceea ce privește solicitarea domnului Sărmășan cu platformele, sunt deja în lucru, sunt 96 de puncte de colectare în Turda
și platformele sunt acum în curs de execuție. Chiar locul unde s-a asfaltat foarte recent, se prevăd platforme noi pentru ca aceste containere să aibă locul lor bine stabilit. Mulțumesc. Da. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, vă solicit votul pentru acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 4-1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în adunarea generală a acționarilor la societatea Teta Romesa, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, proiect elaborat de inițiativa domnului primar Matei Cristian Octavian. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 4.2 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în adunarea generală a acționarilor la societatea Teta Romesa în vederea exercitării dreptului de acționar în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor. Proiect elaborat de inițiativa primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 4.3 privind alocarea imobilului situat administrativ în municipiul Turda, strada Axente Sever, numărul 25, județul Cluj, demisol și parter pentru implementarea proiectului Centru pentru Inițiative de Tineret, Voluntariat și Implicare în Comunitate. Proiect elaborat din inițiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect, poftiți, domnul președinte. Domnule consilier, stimați colegi, am notat aici câteva probleme. Una, cea mai esențială, este o comisie care se ocupă de realizarea acestui program. Eu solicit ca pentru ședința ordinară din luna august să se prezinte următoarele situații, și anume, stadiul de realizare a acestor proiecte până la data ședinței din august. Sunt foarte multe intervenții și am avut audiențe din partea mai multor locuitori a municipiului Turda. Am discutat cu directoarea doamna Dace, dânsa spunând în felul următor. Deci proiect pentru proiectul mare sunt bani și pentru proiectele în parte, deci sunt aici 19 proiecte, sunt. Dar acum îți curios să vedem la data respectivă, deci la ședința din august, care este stadiul de rezolvare a acestor proiecte. Mulțumesc! S-a notat de către secretariat. Da. Da. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 4.4 privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Turda, în incinta Liceului Teoretic Liviu Rebreanu Turda. Proiect elaborat din inițiativa domnului primar Cristian Octavian Matei. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 4.5 privind aprobarea tarifelor practicate pentru închirierea de spații în cadrul evenimentului Zilele Municipiului Turda, ediția a 19-a, elaborat din inițiativa domnului primar Cristian Octavian Matei. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect 4.6 privind aprobarea majorării contribuției lunare a societății Salina Turda S.A. la Asociația Handball Club Potăiesa Turda pentru anul 2019. Proiect elaborat de inițiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect, poftiți, domnul coleg Sărmășan. Domnule președinte, domnule primar, dragi colegi, despre Asociația Handball Club Potăiesa Turda, numai cuvinte de laudă. Deci, băieții ăștia au făcut, fac performanță, muncesc, au fost ajutați de noi, sunt ajutați în permanență, am fost receptivi la toate doleanțele. Deci, așa cum zic, nu vreau să mă repet, numai cuvinte de laudă. Dar totuși, dacă ne uităm evoluția în timp a contribuției Salinei Turda la această asociație, la acest club,
Din 2017 până în 2019 este o creștere procentuală de 65%. Ok, în regulă, 65%. Dar în momentul în care eu am pus o întrebare anul trecut, probabil mai așa, mai neauzită sau ceva, domnule, nu cred că e satisfăcător pentru noi să ne batem pentru 3-4. Imnul se cântă numai pentru locul 1. Pentru 2-3-4 cântă fanfara. Militar. Am preluat această vorbă de la un coleg. Dar haideți să fim cinstiți. De ce nu ne batem, ne luptăm pentru titlu? Altfel este să ne luptăm pentru titlu. Văd că anumiți colegi râd. Da, știu. Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă aportul financiar. Știu ce înseamnă valorile puse în joc și tot ceea ce înseamnă lupta pentru titlu. Dar măcar să fim acolo la bătaie. Deci în momentul când există deplasare la Turda, să vorbească și Constanța, și Dinamo, și Steaua cu groază. Băi, iară merem la aia și ne-o luăm. Asta vreau să văd, asta vreau să văd. Deci clubul are rezultate, s-a bătut, are la activ o cupă. Dar, pe cuvântul meu, parcă altfel ar suna dacă îi sprijinim și cu sala de sport. Pe cât se poate, toate demersurile sunt făcute, le creăm condiții. Dar haideți să încercăm să le impunem, bă, vrem mai sus. Sper că am fost în asentimentul noastră. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Dacă mai sunt și alte întâmplări, poftiți, domnul consilier Micu. Domnule primar, domnule președinte, după cum ne aducem aminte, anul trecut, în lunile de toamnă, am solicitat un audit să se facă la Asociația Handball Club Sportiv Potaisa. Până în ziua de astăzi nu s-a întâmplat nimica. Această cale țin să-mi arăt de mulțumirea și să nu fiu de acord cu acest proiect. Mulțumesc! Nu e de acord. Chiar sau fără? Nu e mulțumit. Poftiți, domnule Liter. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb dacă ne poate spune cineva care este motivul pentru care se dorește majorarea contribuției. Mulțumesc. Există raport de specialitate. Am înțeles, nu apare motivul. Care motivul? Ce motiv? Deplasarea, domnul președinte al Comisiei Specialitate. Domnul președinte, problema este în felul următor, așa, că se reiasă clar. Bine zice colegul Sărmășan. Terminăm pe 3. E deplasarea, nu domnul Felezeu, la EH, că ești mai aproape comitetul director. Deci, domnul și estimați colegi, participăm în cupa EHF. Bun. Acolo, asta e suplimentarea. Asta nu știm până la ce fază intrăm în această cupă, de aceea conducerea a solicitat această majorare. Și eu sunt de acord cu auditul, pentru că normal să vedem și noi rezultatele, salariile și așa mai departe, să încadrează în ceea ce aprobăm noi. Deci, o analiză mai amănunțită a acestei situații, să ne prezinte totuși conducerea clubului respectiv. Părerea mea este că trebuie acești bani. Dacă participăm în cupa respectivă, numai deplasările sunt mai mari decât deplasările din țară. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, poftiți-vă! Stimați colegi, nu vreau să vă plictisesc. Dar cred că trebuie să țineți cont totul de niște adevăruri. Adică nu trebuie să gândim atât de îngust. Atâta timp cât avem posibilitate. Ce facem? Punem banii la cec, domnul Sărmășan. Salina este o unitate care se identifică cu un alt brand al Turzii. Nu vreau să aveți branduri. Anulăm activitatea lor, desfințăm echipele, foarte simplu. Pentru mine ar fi o mare bucurie, da? Între ghilimele, aș putea face mult mai multe drumuri. Oricum mi se impută că ținem teatru, că ținem sport, că ținem de toate.
Părerea noastră, părerea mea este că acest consiliu local există pentru Turda, nu pentru fiecare parte. Noi toți trebuie să gândim la unison și dacă vrem ceva, votăm în consecință. Vis-a-vis de locul întâi. Sigur, eu am convingerea că toți băieții ăștia luptă pentru locul întâi sau pentru titlu. Dar titlul nu înseamnă numai locul național. Titlul înseamnă o cupă luată și adusă acasă, nu? Care a materializat acum de ani. Din nou suntem în cupele europene. Am fost sunat de către președintele Dedu și am fost rugat dacă îl supun consiliul local dorința dânsului ca Turda să joace în NHF, chiar dacă ea a avut calificare în Cupa Challenge. Jocul în NHF știi ce înseamnă? Un meci și gata. Deci și costă foarte mult, meciul ăla trebuie să-l joci. Dacă nimerești să fie primul meci în deplasare, costă foarte mult și am spus că mai bine aducem încă o cupă acasă decât să jucăm într-o cupă superioară. Ne putem, trebuie să ne rezervăm la ce buget avem. Noi avem un buget, nu știu dacă e cel mai mic, dar pentru cele mai mici bugete ale municipiilor care au astfel de echipe. De exemplu, Clujul nu se poate lăuda cu astfel de echipă de handbal. Nici la fete, nici la băieți. Acum, acest club al nostru dorește să crească și ramura sportivă femei. Eu cred că este un câștig. Și ca spectaculozitate, și ca brand-uri în Turda, sau brand-ul clubului crește. Eu cred că nu trăsim atât de cricotaș la tot ce se întâmplă bun. Avem un brand deocamdată. Sigur că și Catro Malba a devenit un brand. Și Mormântul Mihai Viteazul va deveni un brand. Probabil și viitorul centru cultural, Palatul Cultural va deveni un brand. Dar Turda are nevoie de branduri, are nevoie să iasă în exterior. Cum poți ieși în exterior? Decât dacă se aude despre tine. Și nu se poate auzi despre tine dacă nu vorbește nimeni despre tine. Dar ca să vorbească cineva despre tine, trebuie să existe. Nu poate exista decât prin astfel de... Să mai vorbim de Salina, care este cel mai mare brand. Sigur că toți ne descurcăm și acasă, în familie, cum putem. Cum știm. Cum ne așternem. Și financiar și tot. Nimeni nu poate să-și cumpere astăzi tot. Și-a făcut casa și e mobilează și fiecare, am făcut rate, am făcut fiecare ce-am putut ca să ajungem aici. Ăștia suntem, nu avem buget mai mare. Când o să avem buget mai mare, poate o să avem pretenții mai mari. Dar uite că suntem în oraș care am adus din nou echipa de fotbal în C. Avem un brand național și nu să știți că nu Steaua Dinamo sunt periculoase. Alte echipe sunt mai tari decât Steaua. Constanța și CSM, ăștia sunt mai tari decât Steaua Dinamo. Deci ne raportăm la echipe puternice. Ca să nu vorbim și de Steaua Dinamo care este tari. Da? Deci avem un handball brand. Acum încercăm cu brandul uman, Cristina Pârf și echipa care vine, să mai creăm un brand sportiv. Ăștia suntem. Trebuie să gândim pozitiv, părerea mea. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abținere? Vă rog să notați. Toți cei de la PNL vot împotrivă. Dacă doriți, puteți nota. Nu, eu am cerut să am drept, să cer. Da, deși abține, se contabilizează la contra. Da. Da, e o abținere considerată. Bun. Ați notat, secretariatul? Bine. Proiect 5.1. Proiect de hotărâre privind deplasarea în delegația municipiului Turda în Ungaria în perioada 16-29 august 2019. Acum, dacă... Poftiți, doamna Cea. Amendament, dacă se poate. Bună ziua tuturor. Aș dori un amendament la acest proiect. Vis-a-vis de persoanele care se vor deplasa în localitatea Hurmezova, așa că, în afară de mine, va mai veni, dacă
după votul dumneavoastră, dacă se poate, domnul Zoltan Radu. S-a hotărât mai târziu și de aceea nu este trecut în proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Deci am reținut, deci pe lângă dumneavoastră, să fie trecut pe buletinul de vot și domnul Zoltan, dar două locuri distincte, deci nu pe același loc. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu mai sunt alte nominalizări, rog să fie distribuit buletinul de vot și comisia de validare să se întrunească. Există vreun coleg care nu și-a manifestat dreptul la vot sau s-a abținut? Deci dumneavoastră, vă rog să mă abțineți. Da. Eu n-am votat. Înregistrați ca și abținere atunci. Analizând buletinele de vot, am constatat că în unanimitate atât doamna Cepleila, cât și colegul nostru, Zoltan, a fost votat în unanimitate 20 dintre cei care au votat și au exprimat buletinul de vot. Acum ai domnul Cep, urmează domnul Zoltan. Stimați colegi, comisia a analizat și din cele 21 de voturi, unul a fost anulat, întrucât colegul sau colega a scris abținere, ori procedura indicată de către regulament și secretariat, are doar două opțiuni, da sau nu. Vă rugăm pe viitor, cei care se abțin, să nu voteze efectiv. Pe cale de consecință, din cele 21 de voturi exprimate, domnul Zoltan Radu Cosmin a obținut 20 de voturi. Pentru. S-a format o delegație restrânsă, așa cum era în solicitare, de două persoane, pentru care vă supun votului în plen a proiectului în ansamblul său. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a epuizat proiectele de hotărâre și vom trece la punctul diverse. Nu înainte, dar am reținut, v-ați înscris primul. Doresc să fac două precizări, că este în interesul general tuturor colegilor. Odată, având în vedere că în 29 iulie, luna curentă, expiră termenul pentru depunerea proiectului pe legea 350, comisia va fi convocată de către secretarul comisiei pentru marți, 30 iulie, și va fi prima ședință de lucru. Și al doilea aspect care ne privește pe toți, datorită intrării în vigoare a codului administrativ și a faptului că vechiul regulament datează încă din 11.07.2012, prin hotărârea de Consiliul Local numărul 91, are nevoie de punere de acord cu noile prevederi, precum și actualizarea unor situații de fapt, motiv pentru care solicităm până la următoarea ședință ca fiecare dintre dumneavoastră, dacă aveți propuneri în acest sens de îmbunătățire activității, să vi le exprimați, astfel încât să formăm o comisie care să lucreze la modificarea acestui regulament de organizare și funcționare Consiliul Local după regulamentul cadru oferit de legislația în vigoare. În ce privește ultimul punct pe ordinea de zi, am reținut că domnul consilier Anca s-a înscris primul la cuvânt. Poftiți, vă rog. Stimați colegi, am avut o intervenție în ședința ordinară din luna iunie referitoare la suprafețele de sub clădirile care făceau obiectul centralelor termice foste proprietate a Ratacfeleului. Am solicitat, paralel cu solicitarea mea în ședință de Consiliu, și poliției locale, respectiv domnul Moldovan Valer, clarificarea acestei situații. Poliția este o mai șmecher, ca mea, cu toate că și eu am școala aia, și anume, domnule, face verificările respective pentru 3 din 25 de centrale. Una dintre ele, CT17, obiect de dezbatere nemaipomenit, dar cădem în următoarea figură. Polițistul, după ce face ancheta respectivă, pasează, deci face măsurători, face fel de fel de acte. Este unul, vorbesc de CT17, îl cheamă Vamoș, are deschis o spălătorie în fosta centrală 17. Lucrează. Măi, vere, autorizație de construcție expirată și fără a respecta prevederile acestei autorizații de construcție, lucrează. Folosește în loc de 1600 de metri pătrați, 419 suprață care revine foste centrale, restul ca să o suce mașinile.
Așa ceva în buricul târgului n-am mai văzut. Polițiștii frumos frumșel îmi fac o adresă în care spun limitele competențelor lor, fiind funcționar public și mai departe, nu pot intra pe penal. Dar, băieți deștept încă o dată spun, pasează această situație serviciul nostru de patrimoniu. Vă rog să vă adresați serviciul de patrimoniu. De când am intrat în Consiliu, în 2016, am solicitat și solicit și acum punere de acord între serviciul poliției locale și serviciul nostru de patrimoniu să apară suprafețele de sub aceste centrale. Pentru că, dacă apar aceste suprafețe, trebuie să te duci în instanță, doamna știe, să te duci în instanță, să faci dovada că aceste suprafețe sunt a Consiliului Local, ca după aceea să le poți închiria sau concesiona. Deci, insist, pentru ședința din luna august să se termine verificarea tuturor centralelor, este una pe care am verificat-o și eu, CT18, aia unde policlinică în mică, cu CF-uri, doctori își fac datoria, trei doctori scot CF-ul, au CF-ul de în bună regulă. Să se verifice toate centralele și situația tuturor centralelor și să se treacă la restul operațiunii care necesare la serviciul patrimonial și apoi oficiul juridic să dea drumul la acțiune în instanță. Alt problem care vreau să o ridic, practic în meu micu, în 2014 se emite o hotărâre de Consiliu referitor la crearea unui puz și apariția unei străzi Cerbului în zona Băilor, confluență cu strada Mărului, să dau 4 autorizații de construcție acum, la această dată, pe baza acestui puz, nu este care de acces la cele 4 clădiri care au autorizate de construcție. Am verificat. N-avem care de acces. S-a tăiat ilegal o suprafață de 500 de metri pătrați a unui fost veteran de război, Jucan, și acum este drum de acces prin această suprafață respectivă. Oricât am încercat să găsim în altă parte și să dăm compensație acestui domn care ilegal le-am tăiat acest, n-am reușit. Ce solicit eu? Rezolvarea, domnule președinte, până în data de ședințe din august, acestor probleme, adică găsirea unei suprafețe de 500 de metri pătrați pe raza municipiului Tuga, să-l despăgubim în echivalență pe acest cetățean pe care i-am tăiat, nu noi, i-am tăiat această suprafață și ca să creăm un drum de acces, domnule președinte, că acolo ulterior trebuie să se instaleze conductele de canal și de apă, pentru că acolo ia naștere un cartier nou, strada Cerbul, cel puțin vreo 20 de locuințe vor apărea în viitorul apropiat. Mulțumesc! S-a consemnat. Dacă mai sunt și alte intervenții, domnul Fărăzeu, poftiți. Mulțumesc! În primul rând, vreau să apreciez promptitudinea cu care Consiliul de Administrație la Salină a rezolvat o interpelare și o solicitare făcută în 23 mai. Legată de plata biletului de intrare la adulții care însoțesc copiii. În urma ședinței Consiliului de Administrație, în 27 iunie, s-a modificat regulamentul și nu adulții nu mai plătesc contravaloarea biletului de intrare. Mulțumesc, Salinei, și vreau pentru direcția tehnică o problemă care cred că și dumneavoastră v-ați întâlnit, legată de execuția lucrărilor de înlocuire de cabluri electrice. A rugat direcția tehnică să prezinte un raport cu sancțiunile care s-au dat și poliția locală, sancțiunile care s-au dat constructorilor pentru neaducerea la starea inițială a suprafețelor afectate ei lucrări. Am înțeles, două săptămâni, trei săptămâni, o lună de zile. Deja timpul este foarte înaintat, se lucrează în zona unităților de învățământ, se lucrează pe străzi în care trotuarul este foarte îngust și pietonii nu au altă cale decât de a umbla pe carosabe. Rog foarte mult să ia toate măsurile în vederea rezolvării acestor probleme, a rezolvării traficului, semnalizarea în zona lucrărilor. Cel puțin în zona colegiului Mihai Viteazu, 3 săptămâni a fost o jumătate de bandă de circulație ocupată de
pământul rezultat în urma săpăturilor. Am înțeles, a fost un accident de muncă și au fost oprite parțial lucrările, dar constructorul are obligația de a reface suprafețele la starea inițială. Mulțumesc! Domnul consilier Ritter Marius. Mulțumesc, domnule președinte. Cel domeniului public și API SRL sunt prezinte situația financiară la 6 luni. Mulțumesc. Dacă mai sunt, poftiți, domnul consilier Giurgiu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două probleme. Prima, dacă nu mă înșel și dacă mă înșel, îmi cer scuze de la început, care este situația directorului de la Salina Turda? Mi se pare că a fost numit provizorul pe 4 luni. Cele 4 luni au expirat în 21 iulie. S-au demarat, nu s-au demarat procedurile. Am încercat să verific pe site-ul societății și nu apare nimic. Nici o procedură nu s-a demarat pentru numirea unui director definitiv. Și a doua problemă, pe strada Mircea cel Bătrân. Spre surprinderea mea, pe lângă faptul că se folosește ilegal spațiu verde ca și parcare, astăzi am văzut că au apărut 4 țăruși metalici. Nu e aia din care îmi dă gentul. Domnul președinte, ați dat cuvântul la domnul primar? Numai puțin, domnul, ca să lămurim problema, că domnul primar întreba să vă poată răspunde. Nu, am întrebat pe domnul primar. Da. Deci, vă răspunde pe rând. Mai întâi la prima intervenție. A expirat cele 4 luni. Asta e calendaristic, puteți constata. Dar mă merg că sunteți consilier local și nu știți nimic. Deci a fost prelungit mandatul domnului director cu maxim 2 luni până la instalarea noului director care a câștigat un concurs cu o firmă specializată de resurse umane. Dacă mai doriți și altceva. Am dat o întrebare. Deci, domnul consilier Giurgiu... Am început să învăț toate străzile pe de rău. Spuneți-mi unde vizia. Potrivit legislației în vigoare, primarul municipiului intervine ori de câte ori consideră că este necesar. Și acum sa că este necesar. Deci, pe lege. A când se face? Bun. În ce privește... Numai puțin, trebuie să am atenția distributivă. În ce privește a doua întrebare, de ce se folosește pe spațiu verde de pe strada Mircea cel Bătrân, domnul primar v-a rugat să indicați care este strada. Nu mi-a adus aminte care este strada. Ce se folosește? Spațiu verde? Da, spuneți-mi. Deci, există spațiile verzi despre strada Mircea cel Bătrân. Strada aceea pe lângă Casa Rațiu, de la Catedrală, spre Dr. Ian Rațiu stradă, peste pod. Acolo există spații verzi, care nici strada, nici spațiile verzi nu sunt întreținute, deși sunt în centrul orașului. Astăzi am văzut că au apărut 4 țăruși metalici și API ar fi închiriat pe acel spațiu verde 4 locuri de parcare. Ar dori să știu de la poliția locală dacă s-au luat sau se vor lua măsuri pentru ocuparea abuzivă a acelui spațiu verde, pe de o parte, iar de la direcția tehnică dacă s-au eliberat autorizații de amenajare pe acel spațiu verde de parcări. Mulțumesc. La așa întrebare complexă o să primiți răspunsul peste o lună. Mulțumesc. Ați notat, secretariatul, că și interpelare, dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu mai sunt, declar ședința închisă. Știu, colegii, că nu se fac atunci. Domnul primar dorește să intervine. Există o comisie de sistematizare a municipiului Turda care vă va răspunde în termen legal la întrebările care le aveți. Domnul Sărmășan, ne convoacă la punctul 3, pornea de zi. Mulțumesc.